Iată, ne-a ajuns la finalul celei de-a doua ediții a campaniei de informare pentru copii și părinți, desfășurată sub genericul Drumul lui Arce spre alegeri. Benzile desenate sunt una dintre metodele utilizate de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral pentru a educa copiii, viitorii alegători. În general, noi la CIGDE suntem ferm convinși că democrația se învață. Iar pentru a avea cetățeni conștienți, implicați și informați în viitor, este nevoie să investim în copiii de astăzi. În opinia mea, educația electorală începe atunci când copilul deja poate să facă unele alegeri. De atunci de când el deja începe să cunoască, să învețe a citi, să învețe a socoti, așa că el trebuie deja să-și facă niște alegeri în viață corecte pentru a fi în beneficiul său, dar și a celui de alături, evident. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare contribuie la oferirea informației într-un mod accesibil tuturor, de la mic la mare. În cea de-a patra ediție am descoperit care sunt barierele către o instituție publică accesibilă, dar de asemenea și să aducă cunoștințe într-un mod simplu și ușor de înțeles copiilor din clasele primare. Amprenta informațională, anume că vine începând cu cartea. Fie că este o ilustrație, fie că este un spot informațional, dar anume, abilitatea asta de a cunoaște lumea vine prin sportul educațional. Așa că vă mulțumim, pentru că informațiile vor fi de bun augur pentru copiii noștri.